Bună seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. 11 candidați vor lupta pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Ultimii trei concurenți electorali, Victoria Furtună, Natalia Morar și Tudor Ulianovski, au fost înregistrați astăzi de către CEC. Candidatul CUB, Igor Munteanu, nu a fost admis în cursa electorală pentru prezidențiale, deoarece nu a prezentat un număr suficient de semnături valabile. Se respinge cererea de înregistrare a domnului Igor Munteanu, în calitate de candidat la funcție de președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează locuitorii capitalei care au cumpărat ouă de la 8 gherete din oraș să nu le consume, deoarece sunt infectate cu salmonela. Israelul a intensificat atacurile asupra grupării libaneze Hezbollah, iar Ministerul de Externe de la Chișinău recomandă moldovenilor să evite orice călătorie în Liban și Israel. Ultimii trei candidați la funcția de președinte al Republicii Moldova au fost înregistrați astăzi în cursa electorală. Este vorba de fostul procuror anticorupție Victoria Furtună, jurnalista Natalia Morar și ex-ministrul de externe Tudor Ulianovski. Astfel, în buletinul de vot pentru alegerile din 20 octombrie vor fi 11 candidați. Comisia Electorală Centrală hotărăște. Se înregistrează doamna Victoria Furtună în calitate de candidat la funcție de președinte a Republicii Moldova, desemnată de către adunarea cetățenilor pentru alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. A fost înregistrat și simbolul electoral al candidatului, care reprezintă un pătrat în mijlocul căruia este un porumbel alb. Și jurnalista Natalia Morar intră de astăzi în cursa pentru funcția de președinte. Comisia Electorală Centrală hotărăște. Se înregistrează doamna Natalia Morar în calitate de candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova, desemnată de către adunarea cetățenilor pentru alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. Simbolul electoral al acesteia va fi format din cuvântul Morar și cifra 2024. Fostul ministru de externe în guvernul Filip, Tudor Ulianovski, a fost înregistrat în cursa pentru prezidențiale cu votul a 7 membri CEC. Comisia Electorală Centrală hotărăște. 1. Se înregistrează domnul Tudor Ulianovski în calitate de candidat la funcție de președinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetățenilor pentru alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. Simbolul candidatului desemnat de adunarea cetățenilor va fi reprezentat de un cerc de culoare neagră, în mijlocul căruia sunt două litere, T și U, de culoare albă. În total, în buletinul de vot vor fi 11 candidați. Primul pe listă va fi Alexandru Stoianoglu, fiind urmat de Maia Sandu, Renato Usatăi cu numărul 3, după care urmează Vasile Tarlev, Irina Vlah, Ion Chicu, Andrei Năstase, Octavian Țicu, Victoria Furtună, Tudor Ulianovski și Natalia Morar. Candidatul CUB, Igor Munteanu, nu a fost admis în cursa electorală pentru alegerile prezidențiale din 20 octombrie. Motivul invocat de membrii CEC a fost numărul insuficient de semnături valabile. Igor Munteanu s-a declarat dezamăgit de decizie și spune că o va contesta în instanță. Pornind de la faptul că nu au fost respectate prevederile legale ce țin de condițiile de validitate privind numărul minim necesar de semnături ale susținătorilor ce provin din cel puțin jumătate din numărul unităților administrative teritoriale din nivelul al doilea, Comisia Electorală Centrală hotărăște. Se respinge cererea de înregistrare a domnului Igor Munteanu, în calitate de candidat la funcție de președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare. Munteanu nu a fost prezent la ședința CEC pentru a comenta decizia. Într-o reacție pentru Pro TV, acesta a declarat că hotărârea Comisiei este dezamăgitoare, acuzând că aceasta ar fi influențată de partidul de guvernământ. Noi am adus 17.540 de semnături din 22 de raioane. Au fost afectate în special raioanele cu un număr relativ mic de plusuri față de cele 600 de semnături care s-au cerut. Ce se înseamnă că a fost un atac concertat împotriva partidului pe care îl reprezint și împotriva mea personală, se inocula ideea că puterea se va răzbuna pe CUP pentru pozițiile noastre principiale în raport cu actuala guvernare. Decizia va fi contestată, spune Munteanu. Între timp, reprezentanții PAS au respins învinuirile aduse, iar responsabilii de la Comisia Electorală Centrală au menționat că nu vor comenta declarațiile politice, însă motivele care au stat la baza luării acestei decizii se regăsesc în hotărârea Comisiei.
Între timp, candidații care au fost înregistrați în curs acum câteva zile s-au avântat în campania electorală. Agitația din teren se face în paralel cu cea pe online, unde pretendenții la funcția de președinte publică spoturi cu promisiuni și filmulețe de la întâlnirile cu alegătorii. Salariul minim lunar să ajungă la cel puțin 10.000 de lei. Sprijinul financiar pentru familie. Modernizarea întregii infrastructurii pentru copii. Noi cu echipa începem o campanie națională Caravana Păcii. Uitați-vă și gospodării frumoase, uitați-vă cum stau mierile astea pe jos. Suntem în campanie electorală, dar este lung și de glume. Campania electorală este în toi și pe rețelele de socializare. Paginile candidaților înregistrați în cursă abundă în filmulețe care, firește, vin la pachet cu promisiuni. Candidatul desemnat de PAS, Maia Sandu, a publicat astăzi un spot în care își prezintă câteva dintre prioritățile sale. Salariul mediu să ajungă la 25.000 de lei pe lună până în anul 2030. Într-un alt filmuleț este prezentată lansarea Maiei Sandu în diferite localități. Bine ați venit! Și Alexandru Stoianoglu, susținut de Partidul Socialiștilor, a vorbit despre obiectivele sale. Într-un briefing de presă a venit cu soluții pentru a opri exodul cetățenilor peste hotare. Modernizarea întregii infrastructurii pentru copii. De la grădinițe și școli până la centri de dezvoltare. Fiind primul candidat înregistrat în cursa pentru prezidențiale, Stoianoglu a pornit turul prin localitățile țării pentru a-și face campanie. Și candidatul partidului nostru, Renato Usatăi, a organizat mai multe întâlniri cu alegătorii din regiuni. Se deschidem pentru început 3 centri de consultanță, nord, centru și sud, unde oamenii pot primească consultații gratis. La unele dintre întâlniri, Usatăi își face apariția cu muzică pe fundal. Bună ziua, gospodarilor de raionul Brăjeni! Iar în alte cazuri, campania se face și într-o livadă cu mere. Uitați-vă cum stau mierele astea pe jos. Iaca și înseamnă că omul astăzi n-are unde să-și dăie producția, n-are nicio zăgot cantoră. Și fostul premier Vasile Tarlev, desemnat de Partidul pentru Viitorul Moldovei, a postat mai multe imagini de la întâlnirile cu alegătorii, iar într-un spot video publicat pe Facebook apare alături de familie. Salut, băieți! Bună ziua, bună ziua! Noroc! Noroc! Irina Vlah, care nu s-a lansat oficial în campanie, a început să-și facă agitație pe Facebook, enumerând câteva dintre prioritățile sale. Scopul nostru este să mergem prin toată Moldova pentru a discuta cu dumneavoastră garanții pentru dezvoltare pașnică a Moldovei. Și Octavian Țicu, candidatul blocului Împreună, face campanie electorală pe rețele. Într-un filmuleț îl vedem cum boxează. În altul, de la tribuna Parlamentului. 2009 l-au dat jos pe Voronin, după care Plahotniuc l-au dat jos pe Filat. Sau vorbind despre blocul care l-a înaintat în alegeri. Noi am realizat în premieră unitatea forțelor pro-europene și unioniste. Și Ion Chicu s-a lansat în campanie, făcând o precizare. Suntem în campanie electorală, dar este lung și de glume și de momente mai hazle aici. Iar Andrei Năstase, care a fost înregistrat ieri în cursă, se pregătește să înceapă campania electorală. Din acest moment putem spune că începem o nouă etapă în munca și lupta noastră. Sunt și candidați care au anunțat că vor merge zilele viitoare peste hotare ca să discute cu moldovenii din diasporă. Cei care vor să devină președinte își pot face campanie electorală până pe data de 18 octombrie, cu două zile înainte de scrutinul prezidențial. A rămas o singură zi în care alegătorii pot declara noul loc de ședere la pretura de sector sau la primăria localității unde se află în prezent. Asta le va permite să voteze în orașul sau satul unde se află, fără a fi nevoit să meargă după recipisă în localitatea unde și-au domiciliul sau reședința temporară. Dacă în ziua alegerilor nu vei fi în localitatea în care ai domiciliul, iată ce trebuie să faci. Depune declarația de ședere la pretura de sector sau primăria din localitatea în care te vei afla în ziua votării. Prezintă buletinul de identitate și declară-ți locul de ședere. Astfel, vei fi inclus în listele electorale de bază la secția de votare unde vrei să votezi.
Registratorul va face mențiunile necesare în registrul de stat al alegătorilor și va elibera o recipisă privind confirmarea faptului declarării locului nou de ședere. Concomitent, alegătorul va fi șters automat din lista electorală unde acesta și-are domiciliul sau reședința temporară valabilă pentru a evita frauda la scrutinul și referendumul din 20 octombrie. Cei care vor să declare nou loc de ședere pentru a putea vota acolo pot face până mâine inclusiv. Continuăm cu alte știri. La 4 ani de când Filarmonica Națională a fost mistuită de flăcări, proiectul pentru reconstrucția acesteia rămâne doar pe hârtie, iar zona este în paragină. Suntem în căutare de contractarea unui credit. S-a tărăgânat foarte mult. Noi am făcut demersuri de nenumărate ori și n-am fost auziți. Deși există un proiect de reconstrucție a Filarmonicii realizat de o echipă de arhitecți germani, deocamdată lucrurile nu se mișcă din loc. Imediat la știri vedeți ce spune Ministerul Culturii despre când ar putea începe lucrările. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a lansat un apel către locuitorii capitalei care au cumpărat ouă de la anumite gherete din oraș. Aceștia sunt rugați să nu le consume și să le returneze după ce s-a descoperit că sunt infectate cu salmonela. Ouăle provin de la o fermă de găini din raionul Dundușeni, iar peste 1000 au fost depistate și ridicate din comerț în urma controlelor inopinate ale ANSA. Aceste ouă provin de la un efectiv de păsări, la care în urma analizelor de laborator din hală, deci agentul economic a efectuat, conform la hotărârea Guvernului 398, a efectuat analiz laborator cu scop de autocontrol, respectiv s-a depistat rezultat pozitiv la salmonella enteritis. Controlele inopinate au avut loc în perioada 19-20 septembrie la mai multe gherete din capitală, iar la 3 dintre acestea au fost depistate ouă de găină contaminate cu salmonella, fiind vorba de circa 1200 de unități. Salmonella este o infecție bacteriană gastrointestinală care se manifestă prin febră înaltă, frisoane, cefalee, crampe abdominale și greață. Apel către oameni să nu achiziționeze ouă cu codul TN006. Iar în cazul în care au procurate astfel de ouă, ce se fac cu ele? Să le returneze înapoi de la punctul de comerț la care le-au achiziționat și să solicite banii. Potrivit ANSA, ouă contaminate cu salmonella pot fi comercializate și acum la unele gherete de pe străzile Sarmi-Segetuza, Independenței, Ion Creangă și altele. Agenția a solicitat retragerea urgentă de pe piață a acestor produse. De asemenea, nu este exclus că ouăle au fost vândute și în alte locuri neautorizate din alte localități ale țării. Agentul economic nu conlucrează cu ANSA. Este vorba de compania din Dundușeni, Rediagro, care ar urma să fie amendată. Am încercat să obținem o reacție de la acest producător, însă responsabilii nu au răspuns la telefon. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, trăim astăzi o experiență mioritică. Mergem cu oile pe pășune, ascultăm freamătul copacilor și suspinul apelor. Descoperim împreună păstoritul, care reprezintă un mod de viață pentru o mână de oameni de la Cimișlia. Învățăm de la ei cum să ne detașăm de grabă și telefoane și să trăim momentul veșniciei născută la sat. Așa-i din străbun lăsat, obicei frumos prin sat, cu păitul oilor, dragostea feciorilor și bucuria mândrelor. Dragă, ni se și șobal la oi, se pasc turma de oițe cu frumoasa mândrăliță. Aș zice că mă consider om mândru alături de așa profesie, de ciobăni. Noi am reușit să păstrăm foarte multe obiceiuri inedite, ca nu le-am văzut nicăieri în Republică. Bine ați venit la Iapujeni! Locul unde păstoritul e la el acasă, pentru că veșnicia s-a început la sat.
Ne aventurăm în vârful dealului până la stâna soților pânzari, unde plămânii ni se umplu de libertate și dragoste pentru pământ. Este un loc pitoresc, este un aer curat, îți dă putere, îți dă energie. Din toate animalele, câte le avem noi prin prejurul casei, cât le are moldovanul, pentru mine cel mai drăguț animal sunt oile. Și, departe de oraș, grabă și telefoane, trăim momentul în sânul naturii. Stâna soților pânzari este una turistică, iar păstorii sunt dornici să se împartă cu experiența lor, așa că Alexei Pânzar ne invită pe locul de strungar. Ajunse la strungă, oile una câte una sunt mulse manual. Pentru aceasta avem nevoie de o găleată și cu mișcări bine chipsuite, toarcem laftele direct în găleată. Fiecare oaie dă aproximativ 500 de mililitri de lapte. Cât mai gingăș, fiindcă dacă nu-i gingășii, uiță spari. Și tot aici, la stână, turiștii pot învăța cum se face brânza de oi. Punem 4 lingurizi de chiar. Îl mestecăm bineșor. Peste 15 minute, noi avem cașul care putem să-l turnăm în stricătoare. Vizitatorii pot trăi experiența unică de a face brânză de oaie cu propriile mâini. Așadar, punem în cui cașul pentru a se scurge de zăr, iar după 3 ore brânza va fi numai bună de mâncat. Până atunci însă ne delectăm sufletul. Hura, hura, frate, frate, la 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 la. Am ajuns la primul lapte, la 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 la. La 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 la. Acesta este obiceiul la cupăit, devenit cartea de vizită a păstorilor din Ierpujeni. Păstoritul se începe cu cupăitul. Omul care are oițele la casă, el trebuie să știe cu câtă brânză o să aleagă. La mine e pe cântar, oile și muzică. Eu când mă duc cu oile, fluier, li cânt, chiar li cânt din tot sufletul așa. Am mai tot vorbit, dar suntem poftiți la masă, pe deal, unde orice mâncare devine și mai gustoasă. Știți că nu numai brânza o putem face, dar facem și vin bun, gustos. Am savurat, ne-am detașat și am experimentat, iar aici se încheie călătoria de azi. Aventura noastră însă nu i-a sfârșit, pentru că urmează să ne tot minunăm de locuri și experiențe pe care ni le oferă Moldova. Vă așteptăm cu multă nerăbdare și cu mult drag la noi la stână. Joi, în cadrul campaniei lansate la 25 de ani de ProTV, ajungem în ADN-ul din sângele fiecărui moldovean. Ne avântăm în hore, dansăm în pași de sârbă și redescoperim dansul popular. Oaie verde, frunză, dungă! Vă invităm pe toți în dungă! Promovat Republica Moldova ca o țară cu tradiții, cu un dans frumos, cu oameni frumoși. Pentru că unde joacă moldovenii, acolo pământul geme. Trăim împreună spectacolul dansului popular, joi la știrile ProTV de la ora 20. Noua Filarmonică Națională rămâne în continuare doar pe hârtie. Astăzi se fac 4 ani de când clădirea veche a fost mistuită de flăcări și mai bine de un an de când a fost anunțat proiectul câștigător, în baza căruia va fi reconstruit un alt sediu, dar lucrurile rămân neschimbate și lăsate în paragină la propriu. Ministerul Culturii spune că abia la sfârșitul anului viitor va afla costurile exacte ale proiectului, dar și condițiile de finanțare, după ce Banca Europeană de Investiții va veni cu o analiză în acest sens. Intenționăm să reconstruim aici o filarmonică modernă,
probabil vom merge pe soluția a doua, adică demolarea. Suntem în căutare de contractarea unui credit. S-a tărăgănat foarte mult, ca și timp. După aia, noi am făcut demersuri de nenumărate ori și n-am fost auziți. Pentru noi, clădirea filarmonicii este o prioritate. Tragem linia. Tabloul de la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici rămâne același. Deși în cei 4 ani s-au tot făcut promisiuni, clădirea Filarmonicii Naționale rămâne în paragină și astăzi. Doar ruinele care au mai rămas din scenă amintesc că aici, odată, era o sală de spectacole, iar pe locul unde erau scaunele pentru spectatori, astăzi este moluz, cresc copaci și buruieni. Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, anunță că nici la anul nu va porni construcția unei noi filarmonici. În anul 25 o să terminăm efectuarea unui studiu de fezabilitate pe care îl facem împreună cu Banca Europeană de Investiții. Acest studiu va arăta exact costurile și posibilitățile de construirea acestui edificiu. Asta înseamnă că deocamdată nu s-au găsit bani. Acum un an și jumătate, o echipă de arhitecți din Germania a câștigat proiectul în baza căruia se va reconstrui clădirea. Atunci acesta a fost estimat la 75 de milioane de euro. Deci acea sumă care vorbeam anterior era una foarte aproximativă. Ea nu se baza pe un studiu exact și pe un calcul exact. Studiul de fezabilitate pe care îl facem împreună cu Banca Europeană de Investiții va veni să spună exact care ar putea fi costurile și condițiile de finanțare. Potrivit proiectului 3D, noul edificiu ar urma să fie unul modern cu o scenă imensă interioară și una de vară, însă cel mai mare accent se va pune pe acustica de ultimă generație. Între timp, artiștii filarmonicii, împărțiți în 3 colective, fac repetiții la Palatul Republicii, un spațiu deloc potrivit pentru orchestră, spun aceștia. Ne lipsește o sală destinată anume repetițiilor, spectacolilor, pentru că are și o acustică corespunzătoare și e nevoie pentru orchestră. Ne pare rău că până ziua de astăzi nu s-a făcut nimic la acest capitol pentru a face filarmonică, pentru a ne simți noi ca acasă din nou. Ne-am dorit ca aceste decizii să fie luate mai operativ. Așteptăm cu sufletul la gură aceste schimbări, acești pași, primii pași, ca să pornim, să urnim această problemă din loc. Filarmonica Națională Serghei Lunchevici a ars acum 4 ani pe 24 septembrie. Incendiul a izbucnit la o anexă care se afla în reparație. Flăcările au distrus ambele săli de concerte, instrumente și biblioteca cu manuscrise. Deși valoarea pagubelor este greu de estimat, artiștii susțin că împreună cu filarmonica a ars o întreagă epocă. Imagini dezolante vin de la Bălți, curțile de blocuri sunt pline de gunoi, deoarece întreprinderea de salubrizare nu reușește să strângă deșeurile din cauza că mai multe autospeciale s-au defectat. Foarte urât și foarte multe boli se răspândesc din cauza că cineva stă și miroase toată mizeria asta. Des se întâmplă așa aici? În ultimul timp, da. Foarte des. Locuitorii din Bălți plâng că de mai bine de o săptămână nu a fost strâns gunoiul din oraș și sunt nevoiți să îndure un miros înțepător și un tablou dezolant pe lângă case. Revenim în jurnal cu reacția autorităților. Studenții de la facultățile calculatoare, informatică și microelectronică de la UTM vor dobândi mai ușor cunoștințe și abilități practice. În cadrul universității au fost inaugurate astăzi 7 laboratoare științifico-didactice. Spațiile au fost dotate cu aparate și utilaje moderne, achiziționate cu ajutorul a 2 granturi în valoare totală de peste 5 milioane de euro. Aici sunt echipamentele pentru lucrările laborator la pneumatică și electropneumatică. Puteți vedea aici
niște cilindri pneumatice. Curioși și dornici de carte, așa i-am surprins pe câțiva dintre studenții Universității Tehnice din Capitală în unul din cele 7 laboratoare unde vor studia structura mașinii. Ce lucrăm la un laborator, de când arată toate caracteristicile la un automobil. Și cam asta. Eu pot spun sigur că sunt foarte utile, din cauza că din lecțiile, din cursuri, lecțiile practice, chiar dacă ne arată unele poze, scheme, noi nu înțelegem toată informația. La laboratoare, mai ales, folosind așa dispozitive interesante, este foarte ușor de a înțelege cum lucrează fiecare schemă. Luminoase, spațioase și dotate cu cel mai nou echipament, așa arată noile laboratoare. Aici avem o sală cu diferite echipamente în domeniul automotiv, un laborator analogic în cadrul Universității Gheorghe Asache din Iași. Aici studenții învață de la cel mai simplu părțile electronice, cum din curent alternativ se convertește în curent continuu, până începând ceva mai complicat, cum ar fi sensori în automobile, protocolul de comunicare într-un automobil. Studenții, dar și profesorii spun că aceste laboratoare vor ușura procesul de învățare. Aceste mecanisme sunt foarte importante pentru studenți. Ele permit de a perfecționa studentul și a da oarecare experiență în domeniul dat. Echipamentele pentru cele 7 laboratoare au fost achiziționate în cadrul unui proiect implementat de Ministerul Educației și finanțat de Banca Mondială. De învățământul ingineresc, precum și învățământul, de exemplu, agricol sau de medicină veterinară, sunt strâns legate cu competențele practice. Și competențele practice nu le obții decât în laboratoare, care sunt dotate cu cele mai noi tehnologii. În noile laboratoare își vor desfășura orele practice circa 60% din studenții Universității Tehnice. Un tânăr de 21 de ani a ajuns pe mâna poliției după ce a furat mașina pe care o vânduse cu ceva timp în urmă. Potrivit oamenilor legii, acesta avea o cheie de rezervă cu care a reușit să deschidă automobilul, fiind surprins la volan pe străzile capitalei. Automobilul a fost depistat ulterior la el acasă. Potrivit poliției, individul mergea pe stradă, iar la un moment dat a observat fosta sa mașină de marca Mazda, pe care a vândut-o unei persoane. Astfel, a folosit cheia de rezervă pe care o avea, a urcat în mașină și a plecat. Camerele de supraveghere l-au surprins pe acesta cum se deplasa pe o stradă din capitală. După ce proprietarul s-a adresat la poliție, oamenii legii au identificat tânărul, iar automobilul a fost găsit acasă la el. Poliția a descoperit că mașina a fost vândută fără întocmirea certificatului de înmatriculare și a actului de proprietar. Acum tânărul este cercetat penal în stare de libertate, iar conform legislației, acesta ar putea fi amendat cu 67.500 de lei sau închisoare de până la 3 ani. Atunci când autoritățile locale nu se pot înțelege, suferă oamenii. Locuitorii din Bălți se plâng că de mai bine de o săptămână nu a fost strâns gunoiul din oraș și sunt nevoiți să îndure un miros înțepător și un tablou dezolant pe lângă case. Întreprinderea municipală responsabilă de evacuarea deșeurilor spune că nu poate face față volumului mare de lucru pentru că autospecialele s-au defectat, iar primăria nu vrea să aloce bani pentru reparația acestora. Primarul de Bălți a refuzat să comenteze situația. Locatarii blocurilor de pe strada Vasile Coroban din Bălți se plâng că de mai bine de o săptămână nu a fost evacuat gunoiul din tomberoanele de lângă casele lor. Acestea sunt pline ochi, iar oamenii aruncă deșeurile lângă platformă. Очень плохо. Такого у нас никогда не было. Это ужасно. Тут и мошки кусают, и это же грязь, мы дышим этим. Да это уже где-то вторую неделю или уже две недели тому назад. Это, наверное, уже хотят нам поднять цены на... Foarte urât și foarte multe boli se răspândesc din cauza că cineva stă și miroas toată mizeria asta. Deci se întâmplă așa aici? În ultimul timp, da. Foarte des. Сейчас осень, закрутки, закатки, виноград, арбуз, гагашары. Это все, это хорошо, что оно в кульках, а если бы оно... Același tablou îl găsim și pe strada Tudor Vladimirescu din oraș. Și aici, tomberoanele pline îi nemulțumesc pe oameni care se plâng pe mirosul urât și pe mizerie. Мы звонили по поводу этого, но никто не ответил нам на этот вопрос. Все хуже было. Вообще, вот тут не подойти к мусорке было.
мусор разносит, туда и боже. Это еще и люди у нас такие, такое воспитание. Знаете, бросают где попало, где угодно. Cristina Șochirca, șeful interimar al întreprinderii municipale Direcția Reparației și Construcției Drumuri Bălți, instituție responsabilă de evacuarea deșeurilor, a declarat că din cauza că mai multe autospeciale s-au defectat, cele rămase nu pot face față volumului mare de muncă. Primăria отказывается в лице Александра Степановича работать с муниципальным предприятием ДРСУ. По причине этого не могут закупаться новые мусоровозы. ДРСУ работает в две смены. Последний вывоз производится после 8 часов, то есть машины возвращаются к 10 домой. Работники работают, делают все возможное. Более того, те участки, где мы должны собирать мусоровозами, мы собираем их, выгребая весь тот мусор с контейнеров руками. Примарул орашului Бълți а рефузат са офере ун коментариу. V-am telefonat pe dumneavoastră ca să ne opriți această reacție. Noi acum pierdem timp. Haideți, vă rog, veniți la Bălți, nu e departe, două ore sunteți aici, bine? Mulțumesc mult, la vedere. Și la începutul anului, orașul Bălți s-a confruntat cu aceeași problemă. Atunci, întreprinderea municipală spunea că primăria trebuie să aloce bani pentru a repara 5 autospeciale defectate. De cealaltă parte, primarul declara că instituția are banii necesari și îndemna responsabilii să se apuce de treabă. După ciclonul Boris, furtuna Ashley vine în Europa de Est cu averse și temperaturi mai scăzute. Furtuna va ajunge duminică în România, dar și în Moldova. Colega noastră, Francesca Gândea, vine cu mai multe detalii despre vreme. Francesca, bună seara! Bună seara, Valeria! Bună seara tuturor! Un val de aer rece de origine maritim polar va traversa continentul de la vest spre est. Acesta va fi adus de furtuna Ashley, care va ajunge duminică în România. Meteorologii susțin că ne vom confrunta cu un val de frig, ploi abundente și rafale de vânt. Astfel, temperaturile vor scădea cu 10 grade de la o zi la alta. Ciclonul de aer rece se va simți și în Republica Moldova, dar cu o intensitate mai mică. Vor aduce ploi, dar și scădere ale temperaturii. Astfel, de la 30 de grade cât vom avea în weekend, temperaturile vor scădea spre 20-23 de grade. Ciclonul de aer rece vine după ciclonul Boris, care a provocat inundații în Europa, dar și în Republica Moldova, cele mai afectate localități fiind în sudul țării. Acestea sunt informațiile despre vreme. Valeria? Francesca, mulțumesc! Europa încă nu a scăpat de ciclonul Boris. Marea Britanie a fost lovită de precipitații puternice, a plouat într-o zi, cât pentru două luni, iar mulți șoferi s-au trezit captivi în mijlocul șuvoaielor. Inundațiile fac ravagii și în alte țări de pe continent. 80 de alerte rămân în vigoare. Unde a mai lovit furia naturii? Aflați în jurnal. Ministerul de Externe de la Chișinău a emis o alertă de călătorie în contextul deteriorării situației de securitate în regiunea Orientului Mijlociu. Astfel, moldovenii sunt îndemnați să evite orice deplasare în Liban și Israel. Avertizarea a fost emisă după ce în ultima vreme s-au intensificat atacurile dintre Hezbollah și armata israeliană. Ministerul de Externe îndeamnă cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să se deplaseze în Liban și Israel să manifeste vigilență, să urmărească instrucțiunile autorităților militare și civile, să limiteze călătoriile nord și sud, iar în caz de tiruri să se refugieze în adăposturi speciale. Israelul a lansat în ultimele 24 de ore atacuri tot mai intense în Liban. Aseară a fost unul dintre cele mai sângeroase bombardamente din ultimii aproape 20 de ani. Oficialii libanezi vorbesc despre aproximativ 500 de morți, printre care 35 de copii. În tot acest timp, oamenii fug din sudul țării, spitalele se prăbușesc, iar școlile sunt închise și transformate în tabere de refugiați. A fost încă o noapte de foc în sudul Libanului. Armata israeliană anunță că a lovit până acum peste 1300 de ținte ale grupării Hezbollah și își continuă ofensiva. Oficialii de la Tel Aviv spun că se pregătesc să atace țintele teroriștilor din zona Văii Libanului, Beka. Ei spun acolo că Hezbollah ascunde acolo arme strategice în locuințele civililor și folosește populația drept scut uman. Allahu Akbar, bad, 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 bad. Hezbollah răspunde atacurilor cu rachete lansate dinspre Liban către baze militare din nordul Israelului, unde cel puțin două persoane au fost rănite.
Loviturile vin după ce ieri a fost cea mai sângeroasă zi a conflictului dintre Israel și Hezbollah de la războiul din 2006 încoace. Până luni seară, Ministerul Sănătății libanez a raportat că 492 de persoane au fost ucise și peste 1600 au fost rănite în bombardamente. Oficialii au precizat că cel puțin 35 de copii s-au numărat printre cei uciși. Premierul israelian a declarat că scopul țării în operațiunile sale militare din Liban este de a scoate Hezbollah din războiul cu Hamas. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. Oficialii de la Beirut au denunțat ceea ce au numit un război psihologic după ce 80.000 de libanezi au primit mesaje pe telefoanele mobile prin care li se cerea să își părăsească locuințele. Autostrada principală care leagă sudul Libanului de capitală a fost blocată de mașini, fiind cel mai mare exod din ultimii 18 ani. Pentagonul a anunțat că trimite trupe suplimentare în Orientul Mijlociu prin prudență, iar Irakul a cerut statelor arabe o reuniune de urgență. Cel puțin 3 oameni au fost uciși, iar peste 20 au fost răniți în urma unui atac al rușilor asupra unui bloc de locuit din orașul Harkov. Kievul spune că au fost folosite bombe ghidate. Imaginile de la fața locului surprind o gaură făcută în clădirea bombardată și anterior. Și alte regiuni din țara vecină au fost țintele loviturilor rusești noaptea trecută. Apărarea antiaeriană ucraineană spune că a doborât 66 din cele 81 de drone, dar rămășițele au provocat victime și pagube. În această după-amiază, Rusia a lovit un bloc de locuințe din orașul Harkov. Imaginile arată o gaură făcută prin clădire. Salvatorii au căutat ore în șir oameni blocați sub dărâmături. Oficialii spun că au fost lovite cel puțin 4 districte, inclusiv cea mai populată zonă. Rușii au folosit în acest bombardament bombe ghidate. Mai multe explozii s-au auzit în Zaporojie noaptea trecută. Oficialii spun că o dronă a lovit o instalație de infrastructură critică și câteva blocuri de locuit. O femeie și-a pierdut viața, iar alte 2 persoane au fost rănite în Zaporojie. De altfel, peste regiunile ucrainene au fost lansate 81 de drone, majoritatea fiind distruse. Între timp, se pare că rușii au început un al 3-lea asalt asupra orașului Ugledar, aflat în est. Aceste imagini publicate de oficialii de la Kiev arată 10 de explozii care au loc simultan și clădiri învăluite de fum. Presa de stat rusă a declarat că orașul de pe vârful dealului din regiunea Donetsk, pe care unii îl consideră o fortăreață datorită rezistenței sale îndelungate la atacurile rusești, a fost atacat de pe 2 flancuri și că au loc lupte în estul așezării. Dar, potrivit ucrainenilor, militarii Moscovei nu au luat încă nicio poziție. Cu toate acestea, situația rămâne dificilă. Hărțile publicate ieri de Deep State sugerează că trupele ruse s-ar putea apropia în sfârșit de obiectivul lor, urmând să blocheze singura intrare rămasă la nord de oraș. Un analist ucrainean a spus că posibila cucerire a orașului fortăreață este o consecință a deciziei comandamentului militar de la Kiev, care a redistribuit o parte din echipamentele și personalul de acolo pentru a ajuta la apărarea centrului logistic Pokrovsk. În centrul și sudul Marii Britanii a plouat într-o zi cât pentru 2 luni. Mulți șoferi s-au trezit captivi în mijlocul șuvoaielor, iar pompierii au fost chemați să scoată apa din sute de case. Prăpădul a continuat de asemenea în regiunea franceză Cannes, insula spaniolă Palma de Mallorca, dar și în Italia. Asemenea, puhoaie au măturat zone întinse din Anglia și Țara Galilor din cauza ploilor abundente. Sistemul de canalizare a cedat și străzile au fost acoperite de apă. Scene similare s-au derulat în 10 de case. Nici Londra nu a fost cruțată de furia naturii. Acolo, transportul public a fost afectat. Iar veștile nu sunt bune. 80 de alerte de inundații rămân în vigoare pentru cel puțin 7 regiuni din Regatul Unit. În plus, spre sfârșitul săptămânii, temperaturile scad simțitor. După ploi serioase, șuvoaie puternice s-au revărsat și pe străzile din Cannes. În doar 4 ore a plouat, cât pentru o jumătate de lună.
și în alte locuri de pe Riviera franceză s-au produs inundații rapide, însă furtunile au pus stăpânire pe zone extinse din departamentul Alpii Maritim. Acolo mai multe școli au fost închise. Zone afectate sunt de asemenea în trei regiuni din Italia. Acolo pompierii au intervenit toată noaptea pentru a evacua oamenii din locuințele inundate. Asta după ce râurile din apropiere au ieșit din matcă din cauza ploilor. Furtuna a adus necazuri și în Palma de Mallorca. Ploile torențiale au ținut unele avioane la sol. Traficul aerian a reintrat în normal spre seară, dar urmează o nouă zi cu emoții. Ploi serioase sunt așteptate pe insula Mallorca, cunoscută pentru plajele sale pitorești și vreme însorită. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea Masterchef România. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă tuturor!